Da, bună seara, bine v-am găsit ca de obicei de la ora 18 și ceva, puțin mai târziu. Astăzi am întârziat cu 10 minute, începem emisiunea Deale Buzoianului. Invitatul nostru de astăzi este domnul avocat Florian Angelo, în mare formă, a fost la mare, a și venit și în plus cred că are cel mai frumos tricou pe care l-a avut vreun invitat. Da? Chemat cel puțin de mine în această emisiune. Uitați-vă și dumneavoastră cât de frumos este acest tricou. E frumos. Senzațional. Cadrează și cu culorile televiziunii noastre, da. Culorile Campus TV. Nu știu, mă gândesc dacă nu cumva s-ar putea să plecați din sediul nostru de la televiziune la bustul gol. Dacă tot am început așa relaxat emisiunea de concediu, te rog să primești felicitările mele. N-am știut până de curând, la mare am aflat și eu, că ești autorul interviului cu deputatul Auto. Meriți toate felicitările pentru asemenea... Că am rezistat o oră pe baricade atunci, da? Nu, pentru perla care ai pus-o pe piața publică, dar trebuie să te critic. Trebuie să-ți, cum se spune, să-ți protejezi dreptul de autor, adică să-l atragi atenția celor care mai folosesc imaginile și ideea respectivă, sau mă rog, scena respectivă, să dea, dumne, este înregistrare la postul Campus TV, la emisiunea... Unii au mai spus. Au mai spus? Nu, acolo unde am văzut eu nu era menționat. Pentru că ne-ați lăudat așa, sau cel puțin m-ați lăudat pe mine că am făcut o emisiune, vin și eu și răspund, da, acestei laude prezentându-vă un material. Sunt convins că vă va plăcea foarte mult acest material cu care vom începe emisiunea. Știm apetența dumneavoastră pentru domnul primar Constantin Boș Pădeală, da? Manifestată și dovedită în atâtea emisiuni aici la Campus TV. Și în atâția ani, da. Și asta este adevărat. Și o să începem, domnul avocat, cu o rubrică celebră din jurnalul Campus TV. Mi-am permis să o preiau și eu în emisiune. Vocea Buzoianului, întrebați fiind buzoienii astăzi pe cine preferă pentru funcția de primar dacă vor avea loc alegeri sau pentru alegerile de anul viitor, pe domnul Boș Codeală sau cumva un alt candidat. Și pe măsură ce veți urmări materialul, domnul avocat, veți convinge că este unul deosebit, iar răspunsurile sunt unele foarte interesante. Evident, pe parcursul emisiunii avem și alte subiecte, toate de interes local. Așa că hai să-i dăm bice, urmărim acest prim material, reamintesc, întrebați fiind buzoienii trecătorii de astăzi din zona Pieței Centrale, dacă merg pe mâna lui Boș Codeală sau a altui candidat. Domnul Boș Codeală. Altcineva. De ce? Ajungi. E suficient. Să știți că domnul Boș Codeală e bun, e tânăr. Și s-a ocupat de oraș, merită în continuare, încă un mandat. Altcineva. De ce? E nevoie de schimbare. Ați merge pe mâna cuiva. Da, deci e nevoie de schimbare. Domnul Boș Codeală este de mulți ani și două mandate cred că e suficient pentru oricine, în orice funcție. Se învechește, se devine, cum să spun eu, ca un serviciu obișnuit și nu mai vine cu niciun fel de noutăți. Deci aș prefera să fie cineva nou. Fiecare pe cine preferă. Vedeți, sunt unii care îl preferă pe Boș Codeală, alții pe alții. Eu știu. Dumneavoastră? Eu l-am votat pe Boș Codeală. Și de data aceasta? Mai vedem. Altcineva. De ce? Altcineva pentru că a făcut destul. A făcut destule și trebuie altul mai tânăr, mai mișcător așa. Dacă ne dă la pensionari liber pe autobuz, tot însă, dacă nu... Păi, tot pe domnul Boș Codeală, fiindcă dacă dumnealui a făcut treabă bună aici în oraș, dumnealui, pe el îl votăm. Domnul Boș Codeală, că mai ne ajută dânsul. Cei? Ăștia l-am ținat furat cu grămada? Ăștia a furat mai mult ca Boș Codeală. Așa să-i ziceți.
Depinde. Dacă altcineva poate să facă mai mult și mai bine, de ce nu? Înțeleg că dânsul nu mai poate candida. Punct. Da, răspunsuri interesante, domnul avocat. Am văzut că ați gustat în special ce a declarat o doamnă care declara că merge pe mâna lui Boșcodeală întrucât ăștelalți au furat sau ar fi furat mai mult decât domnul Boșcodeală. N-au avut loc de Boșcodeală, 16 ani a fost tot el, când dracu să fure și de unde să fure. Păi ați văzut ce zicea, că totuși s-au infiltrat pe acolo și au furat și aia mai mult. Acum nu știu, poate domnul Boșcodeală nu a fi furat deloc, dar aia sigur au furat mai mult ca domnul Boșcodeală. Bun, eu de asta spuneam la mai multe emisiuni, nu-mi cere, cum să spun eu, să respect votul electoratului. Nu mi-l cere, îl accept, da, de respectat, nu respect, pentru că, după cum ai văzut, habar n-avea pe ce lume trăiesc. Sau mai bine zis, în ce oraș trăiesc majoritatea celor care au spus Boșcodeală, pentru că... Cine a câștigat până la urmă? Când a stat Boșcodeală. Număr? Boșcodeală a câștigat. Da. De ce l-a reșit primar dacă ar fi? Da, reșit. Chiar dacă ar fi în pușcărie, a reșit. Nu e nicio problemă. Dă liber pe autobuz, a spus o doamnă, da. Dacă dă liber pe autobuz, sigur. Nu contează, clar îl votează pe domnul primar. Este un efort intelectual prea mare pentru majoritatea celor care sunt în zona pieței să realizeze faptul că cei care dau efectiv sunt consiliere, ei aprobă. Primarul doar propune, vine cu un proiect și consilierii sunt cei care aprobă. Vă contrazic aici. Vă contrazic. Consilierii, ce spuneți dumneavoastră, ar fi în teorie, dar la Buzău practic nu se întâmplă așa. Ce propune domnul Boșcodeală e literă de lege pentru consilieri. Votează, dacă domnul Boșcodeală are pe ordinea de zi, ne aruncăm în fântână, ăia nici nu se uită să citească ce scrie acolo. Da, ne aruncăm în fântână, noi primi. De-aia mă bucur că în cele din urmă DNA-ul îi va trimite în judecată pe consilierii care au votat ca să nu se constituie parte civilă Consiliul Local în cauza penală în care este condamnat Boșcodeală. Ca să se învețe minte că cei care votează cu ochii închiși, că nu trebuie neapărat să slujească interesele mafiotea unui grup uscul mic, ci trebuie să voteze în așa fel încât să se respecte interesele muzeului. Rămâne să vedem dacă se va întâmpla așa. Poate dumneavoastră aveți informații mai multe decât noi. Luăm imediat telefonul, dar ați văzut ce a mai spus un trecător. Îl votează pe domnul Boșcodeală pentru că e tânăr, da, și s-a ocupat de oraș. Poți să mai spui ceva în fața acestor două argumente aproape infailibile? Pot să spun că de câte ori mă duc în piață, îmi trece orice speranță că va fi vreodată un electorat suficient de preocupat de ce se întâmplă în jur. Bun, luăm și telefonul. Bună seara, sunteți în direct. Spuneți, vă rog. Bună seara. Să rămână. Am mai sunat de nu știu câte ori ce am mai spus. Problemele din orașul Buzău. Deci am sesizat și eu în numele la trecători aici la Îmbroșteni. Pe Tăbăcari, cum vin din Dobrogeanu Gherea, pe Tăbăcari, pe urmă se fac blocurile care intră în Broșteni. Blocul M1, M2, M3, M4. Dar prin spate pe aici, pe lângă case, când plouă, deci vă spun că trebuie cu cizmă. Deci și pe acolo? Este locul lăsat în jos. Au turnat. E aproape de iazul morilor, doamnă, la între tăierea... Exact, iazul morilor cu Tăbăcar, da? Cu Tăbăcar. Era un centru de ăla de carne înainte. Chiar în direcția la centrul ăla, acela de carne. Păi și... Nu care a fost acum ultima oară. Păi stați puțin, și nu există sistem de asta de canalizare? Nu sunt guri de canal acolo? S-a lăsat pământul. S-a lăsat pământul. Era casa aceea, și este casa aceea care e naționalizată. Stătea cartuș înainte, Dumnezeu să-l ierte. Așa, dar de care e motivul pentru care, mă ziceți dumneavoastră, atunci când plouă, se inundă? Când plouă, deci până să toarne băieții aceia în curte, asfalt, în toată curtea, așa, deci acum se strânge toată, se strângea apa în curte la ei, acum se strânge apa în stradă, deci pe lângă gardul acela viu. Mulțumim frumos pentru intervenție, doamnă. Deci mai am. Mai aveți. Să știți.
Vreau să vă zic așa, când se întâmplă să năboiască apa pe acolo, pe în zona în care locuiți dumneavoastră, dați-ne un telefon aici la campus, da? Aveți numărul da. Pe ecran și venim și noi să vedem cu ochii noștri, da? Exact. Bun. Și altă problemă. Vă rog. Dacă vreau să mă urc în stația de autobuz, la ce oră trec autobuzele și asta, domnule, deasupra coșului de gunoi este lista cu... Orarul autobuzelor, da. Orarul autobuzelor, exact, mă scuzați. Vă păcălesc de fiecare dată, nu... Exact, dau cu nașul în coș. Cel puțin să mute coșul pe partea cealaltă, nu știu cum să zic așa. Și altă problemă ar fi chestia asta. Cu doamna aceea mai devreme care a zis cu biletele pe autobuz. Da, pentru noi pe pensionari e destul de bine. Dar copiii, de ce se plătească biletele de vacanță? Nu știu, așa a fost hotărârea primăriei. Dar este totuși gratuit în timpul ciclului școlar. Dar în vacanță, cu din ce salariu să plătească copiii bilet? Păi, se consideră de la primărie că în vacanță nu mai circulă cu autobuzul, că nu se mai duc la școală. Păi dacă copilul de 7 ani e ultrăz după mine? Da, am înțeles. Păi faceți această solicitare către primărie, domnule, dați gratuitate copiilor. Gratuitate și în vacanță. Până la 25 de milioane pensie. Da. 2500, nu știu. Nu, 25 de milioane de lei vechi, da. Acum întrebarea este, ăla cu 2500 de 25 de milioane pensie, mai circulă cu autobuzul? Circulă, de ce să nu circulă? Foarte rar, foarte rar, să știți. Dar eu copilul, dacă le-au cu mine de 7 ani, de 8 ani, de ce să iau bilet? Sau o pot să las acasă și eu să plec în oraș? Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă. Dacă tot s-a dat gratuitate, trebuie să dea pe toată, pe de tot anul, nu doar. Copil, lăsați-mă, familia, să mă face, că... Da, dar ar trebui, doamnă, ca mai mulți cetățeni ai municipiului Buzău, asemenea dumneavoastră, să facă această solicitare către primărie. Da? Cereți să se acorde gratuitate și, eu, din punctul meu de vedere, eu am cerut să acorde gratuitate pentru toți buzoienii, dar, din păcate, domnul Boșcodeală, deși prima dată ne-a dat sau mi-a dat dreptate, s-a răzgândit mai apoi din motive care îmi scapă. Să înțelegem, să nu înțelegem cu toți buzoienii, pentru că sunt pensii mari. Să știți, eu vorbesc cu o pensie de 6 milioane. Deci eu asta, vorbesc în dreptul ăsta. Am înțeles și vă înțeleg. Cu 25 de milioane, lăsați-mă că nu mai circulă la cu autobuz. Să știți că ne-au spus nouă unii asemenea dumneavoastră că aveau pensie 50 de milioane unii și mergeau cu autobuzul, că e gratuit. Mai rare pensiile astea. Da. Poate da. Mulțumim frumos pentru intervenție. Mulțumim frumos pentru intervenție. Doamnă, ne întoarcem la problema asta cu alegerile. La sfârșit, dacă am reținut eu, a fost o doamnă care a zis totuși ceva interesant. Întrebată fiind de reporter cu cine ar vota dacă l-ar alege pe domnul Boșcodeală sau ar cineva, a spus doamna respectivă, domnule, nu pot să-l mai aleg pe domnul Boșcodeală pentru că nu va candida. Nu mai are voie să candideze. Da. La ce se referea doamna mai exact? Păi în momentul în care rămâne definitivă sentința respectivă, are interdicția exercitării unor drepturi, dreptul de legea de a fi ales, de a ocupa aceeași funcție, prin sentință se va da o asemenea dispoziție. S-ar putea ca doamna de la sfârșit să fi pus punctul pe ei? Da, să știe ceva în legătură cu situația juridică. Sau ar mai fi o variantă. La asta mă gândesc că poate domnul Boșcodeală n-ar mai dori să mai candideze după cât? Este exclus. Sunt 5 mandate, nu? Este exclus. El își consideră activitatea în cei 16 ani la superlativ. Părerea mea este că dacă ar fi fost întreruptă această activitate, în acest moment Buzău ar fi arătat cel puțin din punct de vedere al străzilor cu totul și cu totul altfel. Adică oricine ar fi putut, 1.600 de miliarde, deci dacă ar ști cetățenii care i-ați intervievat ce grămadă de bani împrăștie anual Boșcodeală pe tot felul de prostii, deci 1.600 de miliarde de lei vechi, cred că s-ar cruci, nici nu ar avea reprezentarea sumelor respective. Da, mai luăm un telefon în direct din partea altui telespectator. Bună seara, spuneți, vă rog. Să trăiești, domnul Oraș. Vă salut. Cu toate că n-am fost la interviuri, la piață, pe acolo, am fost alaltă el când erați cu motocicleta, cu nu știu ce. Așa? Nu, așa. Aveți posibilitatea să spuneți acum în direct părerea dumneavoastră, ia ziceți. Da.
cu alegerea pe cine să alegi în primar. Da. E pe la care e competent să termini chiloțăraia. Nu s-a mânit de trei ori, ba pe întâi, ba pe 15, ba pe 20. Ăsta nu e boșcodeală, să înțeleg. Sigur, nu e boșcodeală. Nu. Pe cel care e capabil, nu s-a mână, să zică dintr-una. Da, păi de asta zic că domnul Boșcodeală a amânat. Deci nu-l votați. Cum a zis? Nici nu-s de acord. Nu, gata. Salut! Am înțeles. Pe domnul Preda Cezar. Hotărât, cum a fost alaltă seară, la așa. Păi da, dar domnul Preda nu candidează, ați văzut. A zis că e prea bătrân. E treaba dânsului, poate să răzgândește. A, sau oricum, dumneavoastră tot pe el îl votați. Pe domnul Preda? Da. Sau poate candidează domnul Frățilă, care a fost primul primar. E în vârstă rău și bolnav. E și mai... Domnul Angelo, sunteți prietenul lui domn Frățilă, vă cunosc și eu, lăsați. Știu, domnul inginer, dar Frățilă chiar este bolnav. Știu. Păi știu. Și atunci ce facem? Da. Ați văzut domnul Preda la 55 de ani, dar cam 50. Așa are, cred că chiar 50, nu cred că greșesc, a zis că e bătrân. Dacă domnul Boșcodeală e tânăr și nu face treabă, nu se ține de cuvânt exact ca cu autobuzul. Aceea dăm gratuit, dar ce nu dăm, n-are cuvânt. Da. E căzut altul. Mulțumim frumos pentru intervenție, domnul meu. La revedere. Dintre cei care au spus că nu l-ar vota pe domnul Boșcodeală, ce am remarcat eu din acest material, spuneau, domnule, ne-am cam plictisit de domnul Boșcodeală, adică în sensul care, domnule, a avut multe mandate, mai degrabă în ideea asta, nu că ar fi făcut sau n-ar fi făcut pentru Buzău, ne-am plictisit de el. Nu mi-a plăcut cetățeanul care a spus, lasă, domnule, că a făcut prea multe, domnule. Acum, omul, în mod sigur, a persiflat ideea de a fi reales Boșcodeală, pentru că e limpede că s-a referit la ceea ce știu destul de mulți dintre buzoieni că a făcut Boșcodeală. Din punct de vedere al celor relevate de Curtea de Conturi, cei 16 ani, nu știu dacă a primit o dată sau de două ori descărcare de gestiune la sfârșitul mandatului. Da, deci în concluzie, domnul avocat, urmărind și acest material și cei care au sunat până acum, cine este primar? Domnul Boșcodeală sau altcineva? Boșcodeală, dacă ar fi după ceea ce au declarat cei intervievați, nu. Dacă ne-am luat după categoria de vârstă și de cantitatea de informații deținute de cei care au fost intervievați, Boșcodeală are ieșit și din pușcărie, are și primar. Bun. Am și o rugăminte către cei care sună pe telefonul mobil, da? Pe numărul care e afișat pe ecran, să sune pe numărul de fix. Cu siguranță vor fi introduși în direct de către colegii mei din regie. Pe ăsta de mobil se pot trimite doar mesaje. Da? Și dacă tot am pomenit de mesaje, să citim și câteva din mesajele care ne-au venit până acum. Fiți amabil, domnilor, ne scrie cineva. Cui mă adresez pentru a-mi înscrie copilul la grădinița de pe strada Poet Neculuță? Poet Neculuță, domnul meu sau doamnă care ne-a dat mesajul, este grădinița aia care se face la vilă, da? Acolo, din câte înțeleg eu. Da, e bună întrebarea. Cui să adreseze? Cred că la grădinița veche, aia de la, liceul da, de chimie, da, fostul da. Liceu de chimie. Cred că acolo ar trebui până să depună. Până când se dă drumul la sediul nou, până când va fi definitivat acolo, cred da. Să adreseze. Mă gândesc că acum acolo sunt lucrări de reamenajare, mă rog, să taie vila în două, să pune, să face alta. Altcineva, cu voia dumneavoastră, eu aș vota cu domnul Nicu Constantinescu, poate Nicușor, mai face câte ceva, deci primarul legendar al Buzăului, da. Poate mai face câte ceva, pentru că domnul Boșcodeală de-abia văruiește ce au construit înaintașii. Eventual, domnul Boșcodeală mai poate să pună de 9 kiloțăraie, ne scrie un telespectator. Da, mai luăm un telefon în direct. Bună seara! Bună seara, domnul Auraș! Să rămână, spuneți, vă rog! Vă rog frumos să mă ajutați și pe mine într-o problemă. De 7 ani aproape mă chinuiesc ca să asfaltez, de fapt ce să asfaltez strada care are decât 200 de metri pătrați, cam atât. Nu e nevoie de trotuare, nimic. Cum se numește în primul rând, doamnă? Strada Fundătura a Grișelor.
Așa. Pe unde e? Ia ce e? Fundătura Agricelor e aproape de Tăbăcar. Să vă explic această stradă, cum este. E formată din strada Fundătura Gârlei. A, cunosc zona, da. Așa, și sunt două străzi, Fundătura Fragilor, care este asfaltată, chiar vă invit să vedeți lucrul acesta, și Fundătura Agrișelor. De 7 ani mă chinuiesc această... Agrișele astea sunt cumva, nu atât de dulci precum fragi, sunt acre, sunt mai acre, nu? Agrișenii lucrez la noi, cresc în Ardeal, domnul Auraș. Cresc și oameni. Dar sunt cumva mai acre decât fragi și... Nu, aici sunt tocmai oameni, mai casele mai dese, mai mulți, vorba aceea, potenți la vot. Știți că așa am înțeles, până la urmă eu așa înțeleg, că de 7 ani nu reușesc ca această stradă să fie... Eu am fost la domnul Dunel ultima dată și am zis, domnule, niște dale, domnule, nu trebuie asfalt, că e o alee lată de 3 metri maxim pe 70. Da, îmi cer scuze că am glumit, așa dumneavoastră ziceți de o problemă serioasă. Eu m-am gândit că nu lor și plăcând agrișele și de asta, deci domnule, fragi... Domnule, hai să vă explic care e situația. De 7 ani am fost la doamna Preda, mă trimite la domnul Baltă. Am fost la domnul Baltă, V-a lăsat Baltă, domnul Baltă. I-a promis soțului meu, că a fost și el, așa, că vine să vadă situația. Deci a trecut anul și nu. M-am dus eu în mai la domnul Dunel, așa plină de speranță și de un entuziasm extraordinar că o să se rezolve, așa, și nu a venit nimeni. Vă rog să mă credeți că suntem oameni în vârstă, oameni care ne rupe picioarele și nu vor absolut să facă nimic pentru strada aceasta. Sunteți puțin... Care e motivul? De ce strada Fundătura Fragilor este asfaltată? O alee care face parte din Fundătura Gârlei, că îmi pare rău că a schimbat denumirea, că noi cândva am fost Fundătura Gârlei. Așa. Vă spun eu motivul, doamnă, sunteți puțin votanți acolo. Ba, tocmai că suntem mai mulți votanți. Nu cred, da, că doamnă, noi de la Campus TV, în schimb, o să venim pe strada dumneavoastră, măcar să filmăm, da? Și vă mulțumesc frumos. Și noi mulțumim frumos pentru intervenție. Așadar, domnilor din primărie, da, stai, a picat marea asfaltare, că era pe acolo, dacă nu mă înșel eu, Fundătura în asta, zona respectivă. A greșelor, dar dacă a picat marea asfaltare, a picat totul în orașul ăsta. Bun, închidem aici subiectul ăsta, da, cu primarul. Tot mai avem timp să mai discutăm așa și în emisiunile viitoare. Mai aveam niște restanțe cu mesajele. Altcineva ne scrie: când va fi chemată la ordin poliția locală de către primărie pentru a sancționa parcările ilegale? Măcar pe cele din stațiile de autobuz și pe cele din fața teraselor și restaurantelor, în fiecare zi apar cel puțin 40-50 de cazuri noi, iar poliția locală nu sancționează nici măcar 5%. Dar eu în centru aceea am văzut poliția locală. Asta vreau să zic și eu. I-am mai văzut pe ședul la poliția locală. Zona dintre Banca Transilvania și CEC, de CEC-ul Mare. Acolo se ocupă băieții, dar, domnule, mârlănie este în floare în Buzău. N-am pomenit asemenea mârlănie decât mama a făcut. Adică înainte mai aveau niște ușoare reziduri de bun simț. Conducătorii auto, mă refer, care, știu eu, în momentul în care se suie la volan, are loc o transformare psihologică extraordinară. Sunt cei mai tari, cei mai șmecheri, nu au nicio treabă ei cu regulile, cu semnele de circulație, ce trebuie, parcare, n-are nicio treabă. Autobuz... Venim puțin și în ajutorul ăștia de la poliția locală, imediat luăm și telefonul. Și ce se întâmplă? Unii mi-au mai spus sau mi-au transmis lucrul ăsta. Dom'le, noi poate că am dat mai multe amenzi, dar și ce se întâmplă? Ăștia, piloșii, ștabii, șmecherii, au rude pe aici, bâne puse pe la primărie. Noi le-am dat mai mulți, dar vine pe circuitul la altul și se anulează amenda. Nu e adevărat. În momentul în care s-a făcut procesul verbal, anularea o face doar instanța de judecată, nu? Deci nu e adevărat. Da, așa mi s-a spus mie, eu i-am crezut că așa sunt eu mai credul. Luăm telefonul în direct, bună seara! Bună seara, domnul Auraș, m-am invitat pe dumneavoastră. Să rămână. Am o întrebare, nu știu dacă și în alte orașe, afară de Buzău, în legătură cu țigani. Noi sunt locuiesc în Dorobanț 2. Nu vă spun, oamenii vin de la RER, fac curat la containere, mai spală din când în când.
dar după aceea vin țigani și fac o mizerie de nedescris. Da. Răscolesc în containere, nu? Din când în când, cei care mai merg pe stradă, nu poliție, cum se cheamă, cei care sunt angajați ceva a poliției, să mai facă câte un control. Vă spun, s-au mulțit. Dacă am încercat să le atragem atenție, nu vă spun ce urât au vorbit. Să repet la... Cine? Țiganii? Da, bineînțeles. Da. În general, nu bărbații, ci femeile. Da. Vreau să vă spun că este și inestetic. Vezi pe stradă, îi vedeți cu cofre. Doamna, spuneți mai exact care este zona. Cei de la... În Dorobanți 2, pe la Beuri. Așa, cei de la RER au această practică în ultima perioadă, acolo unde sunt containerele astea, să ridice niște garduri, așa, care să protejeze platforma, astfel încât să nu mai aibă acces, sau un acces mai dificil să aibă romeștia care caută pe gunoi. Spuneți dumneavoastră, dar vă spun că la blocurile la Iuri, unde locuiește fiul meu, ați văzut că s-au dus acele pubele speciale, colorate. Nu am putut să văd cum le-a răsturnat și a putut să intre în acel... În acel orificiu, diametrul ăla cât e de mic, au putut să intre acolo, i-au dărâmat, au și gard special. Noi avem așa ca o împrejurire normală, dar acolo au și gard. Nu mai există poartă, nu mai există absolut din cauza. Cei de la RER studiază problema. Din câte am văzut, sunt și două variante, dar sunt foarte costisitoare. Pe de o parte, să intre cu gard. Cred că cel mai bine ar fi să nu mai le dea voie și mai circule pe stradă cu căruțe, cu cărucioarele alea și cu tot. Nu vă spun, intre și prin curte pe la grădină. Oamenii mai au rufe. Au dispărut, de exemplu, la mine, la bloc, la parter, au dispărut ziua în amiaza mare rufe, mă întrebau. Da, cei de la poliție au și ei, spun, le-am dat amenzi și degeaba. Și le dăm amenzi și degeaba, că oricum nu le plătesc, că ăștia n-au nimic. Da, da. Sunt, e o situație dificilă aici. Problema, v-am spus, de mizeria, noi oamenii venim cu punga, o răsturnăm în container. Dacă ați vedea ce mizerie, mai ales că acum sunt și pepenii, nu vă spun e ce jale, e da. Nu vă spun ce este. Mulțumim frumos pentru intervenție, le-ați... Da, să rămână. Le-ați ridicat problema ăstora de la RER, evident că și ei cunosc situația, dar poate, cine știe, să mai gândesc și găsesc o soluție salvatoare, da, pentru a nu se mai împrăștia gunoaiele din tomberoane. Bun, mergem mai departe, trecem la un alt subiect, să zicem că s-ar lega așa puțin de primul subiect ăsta cu domnul Boș Codeală sau altcineva. Principalul contracandidat al domnului Boș Codeală la alegeri va fi cu siguranță candidatul PNL-ului, da? De aceea de la Buzău, opoziția. Domnul Cezar Preda, unul dintre liderii acestui partid, a avut o idee ca viitorul candidat al PNL-ului să fie o femeie, o doamnă de profesie manager, un manager de succes de la una dintre firmele private din municipiul Buzău. Punem și noi în discuție această propunere, dacă e bine să avem un candidat femeie și eventual un primar femeie, dar mai întâi haideți să vedem pe domnul Preda când prezintă acest lucru aici la Campus TV. Vreau să fiu o femeie, un manager bun, o femeie matură, o femeie care zice eu vin și însăși prin statura îți dai seama că n-a venit să fure, n-a venit să facă camarile. Sau un bărbat care, așa, un bărbat mai tânăr care zice vreau să-mi dedic 12 ani acestui oraș. Dacă noul primar se va angaja că va schimba orașul ăsta, iar cetățenii urmează, eu vă garantez că în anul 2022 Buzău va fi unul cele mai frumoase orașe din țară. Da, am văzut declarația domnului Cezar Preda, deci în primul rând o femeie și de nu va fi să fie femeie, măcar un candidat mai tânăr, spune domnul Cezar Preda, dar din câte înțelegem, domnul Bârlă, înțeleg că a zis puțin mai devreme în emisiunea colegii mele Magda Ionescu că domnul Ciprian Iene nu va mai candida la primărie, ar fi cel mai tânăr candidat și unul cu ceva șansă așa împotriva domnului Boș Codeală. Probabil de asta și domnul Cezar Preda s-o fi reorientat spre o femeie. Domnul avocat, pare, e o idee bună. La Craiova este de asemenea o femeie primar și din câte înțeleg eu este bine receptat mandatul dânsei sau administrația doamnei Olguța Vasilescu la Craiova. Din punct de vedere al discursului politic, e o idee
să zicem, acceptabilă, în sensul că, da, domnule, ar trebui o femeie manager. Orice doamnă, în principiu, ar ști să se gospodărească oricum mai cinstit și mai bine decât boșcodeală. Însă, cam asta a spus și domnul Cezar Pădea, s-a mai zis ceva. O femeie n-ar fura deloc sau oricum ar fura mult, da, mai puțin, dar am putea spera, din punctul ăsta de vedere, că avem un primar curat, corect, să nu fie anchetat de DNA cinstit. Sau... Da. Însă, din punct de vedere strict pragmatic, o femeie în Buzău n-are nicio șansă să fie alesă primar. Asta e cu totul și cu totul altceva. E o părere personală, dar am mai văzut asemenea candidaturi. E adevărat că în antichitate, până în anii 90. De ce n-ar fi votată o femeie la Buzău? Asta este suntem mentalitatea. Mai misogine, ce? Asta este mentalitatea buzoianului. Ce să mai... Misogin, n-ar vota o femeie. Iar doamnele nu ar vota o femeie. Deci în special doamnele n-ar, da, n-ar vota... Electoratul feminin n-ar susține o asemenea candidatură. Dar în legătură cu candidatura de la PNL, aici lucrurile sunt complicate rău. Doamna Olguța Vasilescu la Craiova a fost aleasă pentru că are mecanismul de partid acolo formidabil. Ceea ce nu este cazul la PNL la Buzău. Da, dânsa a fost susținută de dita mai PSD-ul, pe când la noi la Buzău PNL-ul e deocamdată mai degrabă o anexă a PSD-ului, sau cel puțin așa a fost în ultima perioadă. Da, mă rog, așa este perceput. Eu, mă rog, nu sunt tocmai de acord, dar după schimbările astea care au survenit, acum am înțeles că este unul dintre subiecte, întind să-ți dreagă dreptate și eu, ce să mai... Da, sper să nu se supere domnul Cezar Preda, a primit astăzi liderul PNL de la Buzău și un sfat de la o doamnă, o alegătoare, dacă va fi cumva să pună o femeie candidat la primărie, să nu fie cu ochii verzi. Haideți să vedem și noi materialul. Ați vota o femeie primar? Nu, aia face mai multe. Cine? Să fie femeie primăriță. Nu. Nu, nu ne plac. De ce? Sunt, știi cum sunt femeile, înșelătoare. Femeia cu ochii verzi niciodată să nu o crezi. Așa, da, deci cu siguranță, deci domnul Cezar Preda, dacă va fi candidat să urmărească așa, adică să aleagă, să nu pună una cu ochii verzi, cu ochii albaștri eventual sau, nu știu, negri, da, migdalați, dar niciun caz să n-aibă, astea sunt înșelătoare, da, astea cu ochii verzi. Acum, bine, doamna respectivă nu este reprezentativă pentru un eșantion de electorat feminin din Buzău, dar exprimă mentalitatea feminină de o anumită, să zicem, categorie intelectuală. E limpede că grosul electoratului feminin n-ar vota o femeie la primărie. Aveți dreptate, am urmărit și eu materialul mai în detaliu ăsta, dacă ați vota o femeie primar, să știți că au fost multe femei care au spus nu. N-aș vota. Asta este mentalitatea, ce să facem. Da, în fine. Citim un alt mesaj și apoi intrăm în pauza de publicitate. Ne zice cineva așa că am încercat să vă sun pe fix, dar e permanent ocupat. Mai încercați, domnul meu, și veți reuși imediat după pauza de publicitate. Altcineva zice așa, îmi spun părerea și regretul pentru faptul că un edificiu precum clădirea liceului Mihai Eminescu este umbrită și batjocorită prin parcarea acelor mașini de transport marfă și mizeria permanentă din zonă. Aș propune desființarea parcării din fața unei asemenea clădiri. E păcat că avem asemenea valori, probabil clădiri arhitectonice, da, dar nu le apreciem la adevărata valoare, ne scrie telespectatorul. Mulțumim frumos pentru mesajul, unul cât se poate de adevărat. E adevărat, dar nu este îndreptățit, pentru că vrem ori să avem o piață bine aprovizionată, ori să avem un liceu pus în valoare din punct de vedere arhitectonic. Să fie limpede, acolo parchează toți cei care vin cu marfă la piața. Da, sunt multe dube din câte am văzut eu când trec pe acolo. Da, sunt, da, a existat, de asemenea, unul dintre telespectatorii care a sunat în această emisiune mai devreme reclama că nu s-a desființat chiloțăraia de acolo, unde pe locul respectiv ar fi urmat să se facă o parcare, da, pentru, și poate mai dispăreau și din dubele respective. Din e greu acolo de găsit o soluție. Se împaci și capra și varza. E adevărat că este inestetic, da, pentru liceu, dar asta, da, e situația. E greu și a câștigat până la urmă chiloțăraia, nu? Da, da, asta e. Aduce venituri, aduce venituri la bugetul primăriei, cetățenii sunt serviți, cei cu posibilități materiale modeste
articol, pentru să poată să-și cumpere articole respective. Încă o dată, este inestetic și asta cu chilățoarea ar trebui desființată, pentru că trece și sezonul, vine toamna, nu mai ai justificat. Nevoie de chiloți, da. Dar în momentul de față, cât e scorul? Deci chiloțăraie versus buzoieni? Cred că 5-0. 5-0, da. Bună seara, PMP va avea un candidat valoros cu mult peste valoarea numelor deja vehiculate, ne scrie cineva. Ca să facem o glumă, probabil Elena Udrea, da? Acum, o fi având ochii verzi, asta n-am observat. Cred că e albaștri, iar e bine, deci dacă n-are ochii verzi, ar fi o candidată bună. Mai ales că e și buzoiancă de-a noastră, da. Doamna Elena Udrea. Luăm și noi pauză de publicitate, revenim după câteva minute cu alte subiecte de interes local.